Fugarul de Anton Pavlovich Cehov. A fost o poveste lungă. Mai întâi, Pașca a mers cu maică-sa pe ploaie, când peste câmpiile cosite, când pe poteci de pădure, unde frunzele îngălbenite îi se lipeau de cizme. Și a mers așa, a mers până s-a crăpat de ziua. După aceea, a stat vreo două ceasuri într-o sală întunecoasă, așteptând să se deschidă ușa. În sală nu era chiar așa de umed și de frig ca afară, dar când răbuvnea vântul, ajungeau și acolo stropi de ploaie. După ce sala s-a umplut încetul cu încetul de lume, Pașca, înghesuit, și-a lipit obrazul de un cojoc care mirosea cumplit a pește sărat și a ațipit. Dar iată că zăvorul a țăcănit, ușa s-a dat de perete și Pașca împreună cu maică-sa au intrat în odaia de primire și acolo au trebuit să aștepte mult. Toți bolnavii ședeau nemișcați pe bănci și tăceau. Pașca îi măsura cu ochii și tăcea și el, cu toate că vedea multe lucruri ciudate și vrednice de râs. Doar o singură dată, când în sală intră, sărind într-un picior un flăcău, lui Pașca îi veni gust să sară și el. O împinse cu cotul pe maică-sa, pufni de râs în mânecă și îi zise: "Mamă, ia te uită, parcă-i un vrăbioi." "Taci, puiule, taci," făcu mama. În ferestruică îi se ivi capul somnoros al felcerului. "Treceți de vă înscrieți!" strigă el gros. Toată lumea, printre care și flăcăul care sărea într-un picior, se repezi la ferestruică. Felcerul îi întreba pe fiecare cum îl cheamă, ce vârstă are, unde stă, de când e bolnav și așa mai departe. Din răspunsurile mamei, Pașca află că pe el nu-l chema Pașca, ci Pavel Galaktionov, că avea 7 ani, că nu știa carte și că era bolnav încă de la Paște. Curând, după ce fusese înscris, trebuie să se ridice în picioare pentru câteva clipe, atunci când prin odaia de primire trecu doctorul în șorț alb, încins pe deasupra cu un prosop. Când ajunse în dreptul flăcăului care țopăia, doctorul ridică din numeri și îi zise cu glas subțire și cântător: "Măi, dar prost mai ești! Ei, spune și tu dacă nu ești prost! Ți-am poruncit să vii luni și tu vii vineri! După mine puteai să nu mai vii deloc, dar nu înțelegi, dobitocule, că ai să-ți pierzi piciorul." Flăcăul făcu o mutră atât de jalnică, încât parcă se pregătea să ceară de pomană. Clipi din ochi și zise: "Fiți așa de bun, Ivan Nicolaici." "Ce tot îmi dai cu Ivan Nicolaici?" îl îngână doctorul. "Ți-am spus să vii luni, trebuia să mă asculți. Ești un prost, asta-i." Începură consultațiile. Doctorul stătea în odaia lui și striga bolnavii pe rând. Din odaie se auzeau țipete ascuțite, plânsete de copii și strigătele mânioase ale doctorului. "Ei, ce mi-urli? Ce te tai? Stai liniștit!" Veni și rândul lui Pașca. "Pavel Galaktionov!" strigă doctorul. Mama înlebni, ca și cum nu s-ar fi așteptat să-l strige pe feciorul său, și luându-l pe Pașca de mână, intră cu el în odăiță. Doctorul stătea în fața mesei și, distrat, bătea cu un cioconel într-o carte groasă. "Ce te doare?" întrebă el fără să se uite la cei care intraseră. "Băiatul are o bubă la cot, Batiușca," răspunse mama și înfățișarea ei arătă limpede că era grozav de amărâtă din pricina bubei lui Pașca. "Dezbracă-l!" Gâfâind, Pașca își desfăcu bazmaua de la gât, apoi își șterse nasul cu mâneca și, fără grabă, începu să-și scoată cojocelul. "Hai, femeie, că doar n-ai venit în vizită!" se răsti doctorul furios. "Ce o tot lungești atâta? Doar nu ești numai tu aici!" Pașca se dezbrăcă repede de cojocel, îl aruncă la pământ și, ajutat de mama sa, își scoase cămașa. Doctorul se uită la el cu o căutătură leneșă și îl bătu cu palma peste burta goală. "Ia ascultă, frate Pașca, dar strajnică burticică ți-a mai crescut," zise el și oftă. "Ei, ia să văd cotul." Pașca, trase cu ochiul la ligheanul plin cu apă și cu vată însângerată, se uită apoi la șorțul doctorului și începu să plângă. "Me," îl îngână doctorul, "ștrengarul e bun de însurat și urlă, nerușinatule." Silindu-se să nu plângă, Pașca se uită la mama sa și în ochii lui se citeau rugăminte: "Vezi să nu te apuci cumva să spui acasă că am plâns la spital." Doctorul îi cercetă cotul,
îl apăsă cu degetele, oftă, plescăi din buze și îl mai apăsă odată. N-are cine să te bată, femeie, zise el. De ce nu mi l-ai adus mai de mult? Mâna e ca și pierdută. Nu vezi, proastă, că-l doare la încheietură? Dumneavoastră știți mai bine, Batiușca, oftă femeia. Batiușca, ai lăsat să putrezească mâna băiatului și acum îi dai înainte cu Batiușca. Ce muncitor poate să iasă din el fără o mână? Ai să fii nevoită să-l dădăcești o viață întreagă. Ia să-ți fie ieșit ție un coș pe nas, că numai decât dădeai fuga la spital, dar pe băiat l-ai ținut o jumătate de an cu puroi. Toate sunteți la fel. Doctorul își aprinse o țigară. În timp ce fuma, nu-i mai tăcea gura. O certa mereu pe femeie, dădea din cap în tactul melodiei pe care o cânta în gând și se gândea la altceva. Pașca stătea gol în fața lui, îl asculta și îi urmărea cu ochii fumul țigării. Dar când țigara se stinse, doctorul tresări și urmă cu un ton mai jos. Uite ce este, femeie, alifiile și picăturile nu-l mai pot ajuta. Trebuie să-l lași la spital. De ce să nu-l las, Batiușca, dacă trebuie? O să-i facem operație, așa că rămâi, Pașca, zise doctorul bătându-l peste umăr. Mama n-are decât să plece, rămânem noi amândoi, frate. Aici la mine e bine, e strașnic de bine. Uite, după ce îi sprăvim cu treburile, mergem să prindem Scati, pe urmă am să-ți arăt o vulpe. După aceea ne ducem amândoi în târg să facem vizite. Ce zici, Pașca, vrei? Iar mâine vine mama și te ia. Ce zici? Pașca se uită întrebător la mama sa. Rămâi, puiule, zise ea. Rămâne, rămâne, strigă încântat doctorul. Nici nu mai încape vorbă. Am să-i arăt o vulpe adevărată și avem să mergem amândoi la Iarmaroc să cumpărăm acadele. Maria Denisovna, du-l sus! Doctorul era pe semne un băiat vesel și drăguț și se bucura că o să aibă un tovarăș cu care să-și petreacă timpul. Pașca ar fi vrut să-i facă gustul, cu atât mai mult cu cât nu fusese niciodată la Iarmaroc și apoi i-ar fi plăcut și lui să vadă o vulpe adevărată. Dar cum să rămână fără mama? După ce se gândi puțin, se hotărâ să-l roage pe doctor să o lase și pe mama sa în spital. Însă nici n-apucă să deschidă gura că felcerița îl și luă sus pe scară. În timp ce urca, se uita în jurul lui cu gura căscată. Și scara, și podelele, și tocurile ușilor, uriașe, drepte și strălucitoare, erau vopsite într-o minunată culoare galbenă și răspândeau un miros frumos, de ulei. Peste tot atârnau lămpi, pe jos erau întinse preșuri, iar din pereți ieșeau la iveală robinete de alamă, dar mai mult decât toate, lui Pașca îi plăcu patul în care l-așezară și pătura păroasă. Pipăi pernele și pătura, cercetă cu ochii salonul și-și zise că fără îndoială, doctorul trăiește strașnic de bine. Salonul nu era mare, avea numai 3 paturi. Unul era gol, pe al doilea stătea Pașca, iar pe al treilea, un bătrân cu căutătura acră, care tușa tot timpul și scuipa într-o cană. De pe patul lui Pașca se vedea prin ușa deschisă o parte din alt salon, cu 2 paturi. Pe unul dormea un bărbat slab, foarte palid, cu o pungă de cauciuc pe frunte, iar pe celălalt ședea un mujic cu brațele desfăcute. Era legat la cap și semăna grozava babă. După ce-l instală pe Pașca, felcerița ieși, dar se întoarse curând cu brațul plin de bulendre. Astea-s pentru tine, zise ea. Îmbracă-te! Pașca își lepădă hainele și foarte fericit începu să se îmbrace cu cele noi. După ce își puse cămașa, pantalonii și halatul cenușiu, se cercetă satisfăcut și se gândi că n-ar strica să dea, așa cum era, o raită prin sat. Își închipuia cum îl trimite mama la grădina de zarzavat de pe malul râului să rupă fui de varză pentru purcel, cum îl înconjoară pe drum băieții și fetele și cum se uită cu jind la halatul lui. În salon intră o infirmieră aducând 2 castronașe de cositor, linguri și 2 bucăți de pâine. Așeză un castronaș dinaintea bătrânului și altul dinaintea lui Pașca. Mănâncă, îi zise ea. Pașca se uită în castronaș și văzu o ciorbă grasă, iar în ciorbă o bucată de carne și iarăși se gândi că doctorul o duce bine și că nu e chiar atât de rău cum părea la început. Sorbind de lung din ciorbă, lingând lingura după fiecare sorbitură, apoi când în castronaș nu mai rămase decât carnea,
trase cu coada ochiului la bătrân, pismuindu-l că nu mai avea ce sorbi. Oftă și se apucă să mănânce carnea, căutând să facă în așa fel încât să-i țină cât mai mult. Dar degeaba, curând dispăru și carnea. Nu-i mai rămăsese decât o bucată de pâine. Nu-i tocmai plăcut să mănânci pâine goală, dar n-avea încotro. După ce se gândi puțin, Pașca dădu gata și restul de pâine, chiar atunci când intră infirmiera cu alte castronașe. De data asta aducea friptură cu cartofi. Ei, da unde ți-e pâine? Îl întrebă ea. În loc de răspuns, Pașca își umflă obraje și răsufla adânc. De ce ai înfulecat-o? Îl dojeni infirmiera. Acum cu ce ai să-ți mănânci friptura? Femeia ieși și se întoarse cu altă bucată de pâine. Pașca nu mâncase friptură de când era el și acum, gustând-o, găsi că era strașnic de bună. Friptura dispăru repede și îi rămase iarăși o bucată de pâine, mai mare însă decât cea de după ciorbă. Terminând masa, bătrânul își ascunse în sertar pâinea care îi rămăsese. Pașca încercă să facă la fel, dar după ce se gândi puțin, n-o mâncă pe-a lui. Sătul acum, Pașca plecă să se plimbe. În salonul vecin, pe lângă cei pe care îi văzuse prin ușă, mai erau încă patru bolnavi. Dintre aceștia, numai unul îi atrase atenția. Era un mujic înalt, peste măsură de slab, cu fața posomorâtă și păroasă. Stătea pe marginea patului și își legăna capul într-una ca limba unei pendule, agitându-și mâna dreaptă. Pașca nu-și putu lua multă vreme ochii de la el. La început, legănarea aceea regulată, în chip de limbă de pendulă, i se păru ciudată, făcută anume ca să stârnească râsul tuturor. Dar când se uită mai bine la fața lui, îl trecură fiori și înțelese că omul acela era foarte rău bolnav. Trecu apoi în alt salon, unde văzu doi mujici cu obrajii de un roșu întunecat, de parcă erau mânjiți cu lut. Amândoi stăteau nemișcați în paturi și fețele lor ciudate, cărora cu greu le-ai fi putut dezluși trăsăturile, îi făceau să pară doi idoli. Mătușică, de ce să știe așa? O întrebă Pașca pe infirmieră. Îs bolnav de vărsat, băiete. După ce se întoarse în salonul lui, Pașca se așeză pe pat și începu să-l aștepte pe doctor, ca să se ducă amândoi la prins Scati sau la Iarmaroc. Dar doctorul nu venea. În ușa salonului vecin se arătă pentru câteva clipe felcerul. Se aplică asupra bolnavului, care avea o pungă de gheață pe cap și strigă: Mihailo! Mihailo pe semne dormea, că nu se mișcă. Felcerul dădu din mână și plecă. În așteptarea doctorului, Pașca a început să-și cerceteze vecinul. Bătrânul tușea fără încetare și scuipa în cană. Avea o tuse prelungă și scrățâitoare. Lui Pașca îi plăcea că atunci când bătrânul tușea și trăgea aer în piept, înăuntrul lui se auzea ceva fluierând și cântând pe mai multe glasuri. Bunicule, ce fluieră în tine așa? Îl întrebă Pașca. Bătrânul nu răspunse nimic. Pașca așteptă puțin, apoi îl întrebă din nou. Bunicule, unde-i vulpea? Care vulpe? Vulpea cea adevărată. Unde să fie? În pădure. Trecu așa mult timp și doctorul tot nu se arăta. Infirmiera aduse ceaiul și îl certă că nu-și păstrase pâine pentru seară. Mai veni odată felcerul și încercă să-l trezească pe Mihailo. Dincolo de ferestre începea să se albăstrească. În saloane se aprinseră lămpile și doctorul tot nu venea. Era prea târziu ca să te mai duci la Iarmaroc sau să prinzi Scati. Pașca se întinse pe pat și se lăsă dus de gânduri. Își aduse minte de acadelele pe care îi le făgăduise doctorul, de fața și de glasul mamei, de întunericul din izba lor, de cuptor, de bunica Egorovna, cea care bombănește tot timpul, și deodată îl năpădiră jalea și dorul. Dar amintindu-și că a doua zi avea să vină mama să-l ia acasă, zâmbi și închise ochii. Îl trezi un foșnet. În salonul vecin se auzeau pași și șoapte. La lumina slabă a lămpilor de noapte și a candelelor, lângă patul lui Mihailo, se mișcau trei umbre. Să-l scoatem cu pat cu tot sau fără? Întrebă una dintre ele. Fără, patul nu încape pe ușă. Ce i-o fi venit să moară la o vreme așa de nepotrivită? Primească-l Domnul în împărăția sa. Atunci, unul apucă mortul de umeri, altul de picioare ridicându-l. Brațele lui Mihailo și poalele halatului spânzurau în aer.
Al treilea, mujicul acela care semăna ababă, își făcu cruce și câtiși trei bombănind neregulat și călcând pe halatul mortului, ieșiră cu el din salon. Din pieptul bătrânului care dormea, răzbăteau fluierături și cântece pe mai multe glasuri. Pașca ascultă, apoi se uită la ferestrele întunecate și îngrozit sări din pat. Mamă! Gemu el cu glas gros și, fără să aștepte vreun răspuns, se repezi în salonul vecin. Lumina candelei și a lămpii de noapte abia izbuteau să risipească întunericul din odaie. Tulburați de moartea lui Mihailo, bolnavii ședeau pe paturile lor și, așa cum erau, cu părul vâlvoi, amestecați cu umbrele, arătau mai lați în numeri, mai înalți și păreau că cresc din ce în ce mai uriași. Pe patul din fund, unde era mai întuneric, stătea mujicul cel care dădea din cap și din mână. Fără să mai aleagă ușile, Pașca se năpusti în salonul bolnavilor de vărsat, de acolo un coridor și din coridor, ca o furtună, într-o încăpere mare unde stăteau culcate pe paturi sau în capul oaselor arătări cu părul lung și cu chipuri de babe. După ce străbătu secția femei, Pașca se pomeni din nou în coridor, văzu balustrada cunoscută și coborâ în goană scările. Recunoscu jos sala de primire unde așteptase astă dimineață și începu să caute ușa care dădea afară. Zăvorul țăcăni, vântul rece îl izbi în obraz și, poticnindu-se, Pașca ieși în curte alergând. Nu mai avea decât un singur gând, să fugă, să fugă. Nu cunoștea drumul, dar era încredințat că dacă o să fugă așa, o să se trezească negreșit acasă, lângă mama. Noaptea era întunecată, însă dincolo de nori se vedea strălucind luna. După ce coborâ de pe cerdac, Pașca alergă drept înainte, ocoli șopronul și dădu peste un pâlc de tufișuri desfrunzite. Stătu puțin pe gânduri, apoi o luă la goană îndărât spre spital, îl înconjură și iarăși se opri nehotărât. În spatele clădirii se deslușeau albe cruci de morminte. Mămucă! Strigă Pașca rupându-l la fugă înapoi. Trecând pe lângă niște case întunecate și posomorâte, văzu o fereastră luminată. În întuneric, pata aceea aprinsă și roșie părea înfricoșătoare, dar Pașca, înnebunit de spaimă și neștiind încotro să mai apuce, o luă într-acolo. Lângă fereastră erau scările unui cerdac și o ușă cu o tăbliță albă. Pașca urcă în goană, se uită pe fereastră și deodată o bucurie nesfârșită îi tăie răsuflarea. La masă, citind o carte, stătea doctorul cel vesel și prietenos. Râzând fericit, Pașca întinse mâinile spre chipul cunoscut. Ar fi vrut să strige, dar o putere tainică îl sugrumă și îl lovi peste picioare. Se clătină și se prăbuși în nesimțire pe trepte. Când își veni în fire, era ziua mare și glasul acela cunoscut, care îi făgăduise ieri și iar maroc, și scati, și vulpe, îl dojenea. Măi, Pașca, măi, da prost mai ești. Spune și tu dacă nu ești prost. Ești bun de bătut, numai că n-are cine să te bată,